Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării, te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhie Ioan, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lui Hristos, celui ce a făcut să răsară în lume pe înțeleptul ierarh, care a strălucit în dogmele dreptei credințe, să-i cântăm, că s-a preamărit în veci. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe cel ce a strălucit în lume cu lumina dreptei credințe și a gonit negura necredinței, pe Marele Ioan să-l lăudăm credincioșii ca pe un ierarh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca unul ce stai înaintea împăratului celui neapropiat, roagă-te împreună cu îngerii, fericite Ioan, sfințite propovăduitorule, să se dea iertare celor ce săvârșesc pomenirea ta. Și acum, și pururea și în vecii veciilor, amin, ca singura care ai zămislit în pântece pe cuvântul Tatălui, cel mai înainte de veci, fără început și mai presus de cuvânt, l-ai născut cu trup, prea lăudată, roagă-te neîncetat să ne mântuim noi de primejdii. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin înfrânare și prin rugăciune neîncetată, ai intrat, Părinte, în cetatea cea aleasă a bunătății, purtătorule de Dumnezeu, unde te îndulcești de pârâul desfătării. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca unul ce ai îndrăzneală către Dumnezeu, cuvioasă ierarhie Ioan, prea înțelepte, roagă-te să se mântuiască cei ce cu credință săvârșesc sfântă pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca un învățător al dogmelor dreptei credințe și ca un îndreptător adevărat de cuvinte înțelepte, ai primit cu nună de biruință împotriva eresurilor cuvioase. Și acum și pururea și în vecii veciilor, amin, ca pe un cer și scauna lui Dumnezeu, toți te lăudăm pe tine, născătoare de Dumnezeu preacurată, căci din tine a răsărit Iisus Hristos, Cel ce este adevărul, Cel ce a întărit cu cuvântul cerurile și pământul, a întemeiat pe ape multe, întărește-mă către cântarea slăvirii tale, Doamne. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe înțeleptul ierarh, în cântări, toți să-L lăudăm zicând, purtătorile de Dumnezeu, roagă-te neîncetat Domnului să ne mântuim. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un săditor al dogmelor credinței și înțelept ierarh, avându-te pe tine, prea fericite Părinte, cu cântări și cu laude te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ierarhie al Domnului, cel ce ești începător, celor hrăniți în credință, cu laude și cu cântări, mărim sfântă și cinstită pomenirea ta. Și acum și pururea și în vecii veciilor, amin. Mireasă, neispitită de nuntă, care fără de sămânță ai născut pe Hristos Dumnezeul nostru, roagă-te lui neîncetat să mântuiască sufletele noastre. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un păstor te-ai uns cu mirul credinței de Dumnezeu înțelepțite, pentru aceea, ca pe un ierarh cu toții, te lăudăm cuvioase. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca unul ce ești următor apostolilor, cugetătorile de Dumnezeu, de-a pururea pomenite, cu ostenel și cu privegheri, ai stat mai mare poporului, celui drept credincios al bisericii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, asemănându-te râvnitorului Ilie și lui Moise, văzătorului de Dumnezeu, ierarhie Ioan, ai rușinat pe mai mari eresurilor, Părinte, și acum și pururea și în vecii veciilor, amin, ca pe o împărăteasă și ca pe singura
care ai născut pe împăratul tuturor, veniți toți împreună cu îngerii să cinstim pe cea binecuvântată. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu dumnezeiești dogme împodobind mărirea bisericii, fericite Ioan, ai gonit toate eresurile. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Strălucit ai cu frumusețea dogmelor tale ca un luminător al dreptei credințe, fiind învățător a toată lumea, purtătorile de Dumnezeu și prin cuvântul lui Dumnezeu ai întunecat eresurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de cuvânt și de limbă, slujindu-te, în loc de cuțit, cuvioase, ai tăiat toate învățăturile cele nedrepte și în fața tuturor ai mărit pe prea sfânta treime. Și acum și pururea și în vecii veciilor, amin, Cel ce te-ai născut din Fecioară și ai luminat lumea, Hristoase Dumnezeule, te rog, izbăvește-mă și pe mine de greșelile mele, ca un iubitor de oameni și îndreptează viața mea. Precum ai izbăvit pe prorocul din adâncul cel mai dedesubt, Hristoase Dumnezeule, te rog, izbăvește-mă și pe mine de păcatele mele, ca un iubitor de oameni și îndreptează viața mea. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce a arătat pe pământ luminător, pe binecredinciosul și înțeleptul ierarh, binecuvântat ești în veci, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce ai făcut pe Marele Ioan, păstor adevărat al turmei tale, binecuvântat ești în veci, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, zburdările trupului biruindu-le, Părinte, strigai lui Hristos, binecuvântat ești în veci, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Și acum și pururea și în vecii veciilor, amin, Cel ce te-ai născut din Fecioară pentru noi și ai mântuit lumea de vrăjmași, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Asemănându-te lui Moise, de trei ori fericite și nori primind legea cea de înțeles a darului ierarhe, strigi, lăudați pe Hristos în veci. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Păstorindu-ți poporul ierarhe, ai nimicit rătăcirea Egiptului și fugind din Babilonul patimilor, ai aflat lăcaș Sionului cel de sus întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Ca unul ce ești uns cu mirul preoției, Sfinte Ierarhe Ioan, grăitorule de cele sfinte, slujești cele dumnezești celor ce sunt întăriți în cuvântul și în lucrarea dreptei credințe preasfințite. Pentru aceea, lauzi pe treimea cea de o ființă întru toți vecii. Și acum și pururea și în vecii veciilor, amin, pe Cel ce s-a sălășluit în pântecele Fecioarei și întru dânsa a înnoit pe Adam cel vechi, în chip minunat și mai presus de cuvânt, pe Domnul lăudați-L și-L preanălțați întru toți vecii. Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preanălțându-L pe dânsul întru toți vecii. Pe Domnul, Cel ce s-a preamărit în muntele cel sfânt și în rug prin foc a arătat lui Moise taina nașterii pururea Fecioarei, lăudați-L și-L preanălțați întru toți vecii. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înțelepte Ioan, cel ce prin nepătimire și prin credință, prin dragoste și prin nădejde ne-a arătat nouă cuvintele de viață veșnică, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca unul ce ai păstorit poporul cinstitei biserici cu toiagul Sfântului Duh, și ai gonit eresurile cele vrăjmașe lui Dumnezeu ierarhe, cu toții te lăudăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cape a unui luminător și ierarh al bisericii, cu cântări și cu laude, cinstim fără încetare
racla moaștelor tale, fericite Părinte Ioan, și acum, și pururea, și în vecii veciilor, amin. Bucură-te, râul nestricăciunii, cel de-a pururea viu, bucură-te, norul soarelui, cel cu totul luminos, bucură-te, căruța toată dumnezeirea, bucură-te, sicriul sfințeniei. Nașterea pururea fecioarei, ce s-a arătat mai înainte, dătătorul de lege în munte, prin foc și prin rug, spre mântuirea noastră a credincioșilor, cu cântări neîncetat o mărim. Vas dumnezeiesc al înfrânării, avere nerăpită a dreptei credințe, te-a arătat fericită, Ioan, luminându-ți viața cu nepătimirea și revărsându-ți milostenia către cei lipsiți. Cuvioase Părinte, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dumnezeu scort ai făcut cuvântului, însă-ți prea curată Maică Fecioară, cu curăția întrecând pe îngeri, curățește-mă dar cu rugăciunile tale, cu apele cele dumnezeiești, pe mine, care mai mult decât toți m-am spurcat cu păcatele trupului, dându-mi prea curată mare milă. Mielușaua cea neispitită de nuntă, Fecioara, Maica Cuvântului cea fără prihană, văzând pe cruce spânzurat pe cel ce a odrăslit din pântecele ei, fără de dureri, ca o maică tânguindu-se, striga, vai mie, fiul meu, cum pătimești, vrând să mântuiești pe om din patimi necinstite. Pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului, Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.